Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data aceasta, un video care o să fie special pentru preajma sărbătorilor de Crăciun, și anume un mini show, să zic așa, de Crăciun cu artificii pe care le voi da: rachete, banane, cercobliți, bas bomb, vreo două flame bengale și chestii de genul ăsta. Așa că avem aici niște rachetuțe. Nu știu dacă se vede, niște Wild Missile. Avem un set aici de rachete, o să le testez și eu acum. Avem aici bas bomburi, rachete dintre mai mari. Avem aici o flamă bengală pe care am vrut să o testez în tunel, dar o să testez afară. Mai avem niște Thunder Rush rachete, bate vântul foarte, foarte tare. Mai avem aici un flash foarte șmecher, încă unul. Avem bas bomburi, avem banane și circobliți. O să le dăm, suntem pe câmp, nu se vede nimic, e întuneric. Nu sunt singur, sunt cu Pavel, care îmi face poze acum. Da, și mamă, deci nu mai pot, am înghețat, sunt minus 20 de grade afară și bate vântul, se simte ca minus 50. Așa că nu mai stăm la discuții și hai să începem testele. Bă, le pun jos aici și le dau pe rând. Așa că la video ăsta vreau să văd multe, 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 multe like-uri, da? Deci spargeți butonașul de like. Hai să începem. Cu ce începem? Încep cu circobliț? Încep cu ciofi, că nu mai putem de fric, da? Nu știu cum se vede, unde se vede aici. Aici așa. Hai să iau o baterie, era să zic o brichetă. Am luat o brichetă. Fugi la o 14, bă, nu-ți lăsa geanta aici, că dacă zboară în geanta ta, se oprește acolo, da? Hai să-i dăm prima dată. Deci vreau urez Crăciun fericit, sărbători fericite, nu știu, poate o să-l pun de ajun, poate o să-l pun după. Oricum, mai am încă vreo două clipuri filmate acum câteva săptămâni, care la fel, cred că o să pun unul dintre ele prima dată, cu baterie de artificii, alea luate multe. Gen, știți, v-am mai spus, nu vă mai repet. Hai să-i dăm. Aie, dacă eu nu văd pe unde fug. Bombă. Frumos. Nu văd pe unde fug, am lanterna în cap. Dar știi care e faza? Că mai tare mă încurcă parcă. Așa. Al doilea. Băi, dar frigă e afară aici. Aia e. Ce e, mă, te-am băgat în gaură? Nu se vede, bă, nimic. Bun, hai să-i dăm. Dă-i bas bomb. Bas bomburile astea, care mi-au dat mie probleme, că de fiecare dată când le-am dat, ăi, hârtia a zburat. Când am dat bas bomburile astea, nu, 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 asta se pune jos. Deci fii atent că asta se pune jos. Așa, da? Ok? Deci așa se pune și te dai că astea sunt mai nebune, mai haotice. Dă-i! Wow. Cum să n-ai? Ai avut și tu bas bomburi, ai dat, cică la Pavel, dar am avut și eu de asta, da. Dacă e noapte nu se văd, nu vede ce dau eu aici. Așa, hai să mai punem unul. Hai să punem, să încerc să pun două, să văd dacă o iau unul lângă altul. Încerc să pun așa două, dar nu cred că o să reușesc să le dau foc la ambele. Problema e că e super frig, nu că e frig. 1, 2, gai! Perfect! Unul explodează jos. Bă, nu s-a ridicat, de ce? Că l-am pus bine, cred că. Da. Așa. Bun, hai să dăm o banană sau le dăm una după alta. Bă, tu ai unghi, ajută-mă să desfac fitilul. Ca să nu mai stăm mult, să ne luăm zborul către casă, că murim aici. Vai, să le dau pe amândouă odată? Să fie așa una după alta, frumos, pac, pac, ce zici? E frig, eu sunt atât de, nu mai poate. Da, stai așa că... Ai de capul meu. Stai așa că îmi dârdie tot în mine. Ce frig e, bă. Ah, e.
să le aranjez bine. Voi, bate vântul, să nu o dărâme vântul. Așa, dăm banane. Nu cred că o să meargă amândouă odată. O să dau așa, una. Dai că nu... Asta e, să dau mai mare flamă. Gata! Două banane. Una. Două, frumos. Da, așa, puțin ușor de Crăciun. Dar v-am spus, perioada asta eu am foarte multe clipuri pregătite, nu doar cu petarde și chestii de pe acasă. Așa, două frumos aici. Haide. Asta se duce în sus, da, rachetă, un Thunder Rush. Thunder Rush rachetă, da? Aia-i. Trebuie să te dai. Bine, cred. Se vede frumos racheta, n-ai treabă. Super frumos se vede. Așa, mai dăm un Thunder Rush. Sau facem așa o comparație. Deci, prima dată o să dau, nu, e un Crazy Bomb. Bomb, iauzi, bomb. Crazy Bomb. O să dăm un Crazy Bomb și cu un Thunder Rush, una lângă alta. Bă, stai așa să le pun, să le poziționez bine. Așa. Bun, avem două, da? Se văd. Îi dăm amândoi odată, hai. Tu îi dai la aia, eu îi la dau la asta. Bă, stai să nu, să nu dărâme vântul, că mi-e frică să nu pleci, hai. Gata ai? Două. Dă-te în spate ca să ai grijă să nu te duci în șanț. Ia! Bă, cum a luat-o? Bă, ești nebun. Uite, mă, n-ai explodat. Bă, amândouă odată? Ce au făcut? Mă, sau... Bă, cine... Ce s-a întâmplat? Nu știu. Mă, ce s-a întâmplat? Una... Una a explodat. Deci, nu, n-a explodat niciuna, trebuia să ducă sus pe cer să, să explodeze. A plecat, dar s-a dus strâmb. Iar asta nu știu, uite-o, nu, las-o, dă-te, asta nu mai are fitilul. S-a dus fitilul, nici nu mai arunc, nu-i mai dau. Îi dau un picior încolo, că decât să explodeze greșit, las-o, dă-o încolo. Dar s-a dus frumos, dar... A, mai am un crazy bomb aici. Dar trebuia să ducă frumos tare, dar nu înțeleg de ce. Știi de ce stai așa? Cred că am tras de fitil. Cred că aia nu mai avea fitilul, mă. Dă-mi o petardă. Am văzut ce s-a întâmplat. N-a ajuns fitilul, a ars fitilul. Unde-i? Să-i bagi un fitil la asta aici. Unde-i, mă, gaura? Nu mai a ajuns fitilul, uite. S-a terminat. Dă-mi un fitil de FS3. Așa. Nu, 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 de la FS3. Dă-mi un FS3 și bagi aici fitilul. Că și ce am făcut eu, l-am tras prea tare în afară și n-a ieșit. Dacă nu, fac în felul următor. Ia stai așa. Stai așa, să vezi ce improvizație fac acum. Că bag din asta în cealaltă și le unesc. Încerc acum să fac o treabă. Dacă o să-mi iasă și pleacă amândouă odată. Cred. Nu sunt sigur, dar să vedem. Dar nu pleacă, știi de ce? O să se atingă și o să cadă, nu-i bine. Așa că mai bine o las. Ai găsit de FS3? Mi-a zburat mânușa. Hai că-i dau asta acum, că nu mai pot de frig. Dă-te în spate. Ia să vezi Crazy Bomb. A, uite-l. Thunder Rush-ul parcă a fost mai frumos, primul. A făcut chiar efect fain. Da, dar mi-e ciudă că nu s-a dus la asta. Vai, deci nu mai pot de frig. Mi-au degerat mâinile, oamenilor. Nu vedeți mai nimic, dar asta este. Bun, hai să-i dăm aceste rachete. Whistle, missile. Hai să dăm frumos aici. A, uite ce fitil lung avem. Stai așa să pun aparatul în lateral ca să le pregătesc. Știi care e faza? Că trebuiau trase. Așa. Eu nu mai pot de mâini, mi-au înghețat, mi-au degerat. Hai că pregătesc vreo două rachete micuțe. Scurs și la obiect, dăm direct, nu mai...
Așa, bun. Așa, avem rachete dintre astea, da? Aia n-a plecat, o să încerc să-i pun după un fitil, că am scos fitilul. Una, două. O, hai că au fitilul lung, nu-i problemă, deci... Ia să le vedem noi pe astea. Ia uite-o, bă! Ce frumoase sunt! Foarte frumos efectul, superb! Frumos și s-au dus destul de sus, chiar foarte mișto. Super mișto. Hai să mai dăm două aici. Dăm pe toate pentru voi în această minunată seară. Oricum am zis că o să le testez, ați văzut videoclipul cu ultima comandă pe care am dat-o. Așa că hai să, mamă, deci așa și după aia băgăm flamele alea bengale și ce mai avem. Ia să vedem, dăm ultimele două, da? Hai mă, bricheta. Aia e. Ne îndepărtăm frumos, elegant. Iau, m-a plecat. Ai observat că a fost efectul diferit? Astea au fost roșu cu verde și celelalte două au fost altfel. Deci sunt două cu două, au două efecte. Superbe, foarte faine. Acum, ce facem? De la să te duci în asta. Acum, fii atent la flash-ul ăsta. Deci o să bag aici flash-ul ăsta. Deci la flash-ul ăsta e... Mamă, e super mișto flash-ul. Da, așa se iau ăsta de lângă. Gata. Ia-i. Vai, deci te omoară la ochi. Nu poți să te uiți liber. Pentru întuneric. Vai, nu poți să te uiți. Te distruge la ochi. Vai, ce... Da, zici că e de asta, cum îi spune, aparat de sudură. Asta se vede de la distanță, super mișto. Aia vreo două minute face așa. Parcă. Nu mai știu. Vezi că încă face. Două minute face, nu mai știu cât. Vai de capul meu, deci... Dar nu mai pot de mâini, eu sunt mort aici de frig. Gata, bă, dă de acolo. Nu-i gata. Gata, s-a terminat. Așa, și le mai avem pe astea, flama asta. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat, mă, ești nebun. Vai de capul meu. Băi, eu nu mai pot de frig, mor aici. Vai de capul meu. Aici, astea sunt terminate, da? Bun, așa. Așa, stai să luăm alea. Bă, la racheta asta să vedem cum îi facem, cum nu-i facem. Știi ce zic? Așa. Hai înăuntru, hai să le dăm și pe astea două. Bă, vezi, ai grijă pe unde calci că e... Eu am lanterna asta, nu se vede foarte bine. Uai, ce adăpost e aici. Bun. O să dăm aici pastea ultimele. Flama asta bengală. Deci avem aici o flamă bengală, da? Deci o să o pun. Deci asta e cu cui. Adică cu inel, nu cu cui, îmi cer scuze. Are inel. Da? O dăm și... Ia uite-o. Mamă. Nu se vede. Vai, dar cât de fain se vede. Uite, vezi de ce am zis să nu o dăm acolo la tunel? Că scoate mult fum. Și uitați-vă cum se vede aici, bă. În casă. Super mișto. Ce? Bum, băi, ce duduie să ai, strași palme. Deci, e tare de tot. Bun, și mai am ăsta ultimul. Bă, se vede lumina la mine?
Așa. Așa, ok. Și acum mai avem aici un astfel de artificiu care este un vulcan de interior, un vulcan care se aprinde cu ajutorul unei baterii, cu o baterie simplă, da? Deci, hai, încerc să-l desfac acum, dacă voi reuși. Bă, dar deci nu mai pot, mi-au degerat degetele. Așa. Ok. Se desface de aici. Așa, bun. Ok, deci fii atent. Acum va trebui... Așa. Uite așa. Bun, îl punem așa. Și cu o baterie. Voi nu vedeți nimic acum, cred că... Un vulcan de interior. Ăștia se folosesc la evenimente, la nunți, știți, vulcan, dar bine, trebuie să ai căperea minim de 3-4 metri, 5 metri chiar, în săli de nunți, de botezuri. Băi de cap, nu s-a stins. Da, băi, oamenilor, cam asta a fost un mini show așa de Crăciun, pregătit pentru ziua de Crăciun. Vă repet, videoclipurile astea eu nu le filmez în ziua de Crăciun, înțelegeți, le filmez înainte, cu câteva zile, cu o săptămână, cu o lună, cu un an dacă vreau și o pun la anul, poate e filmat în 2022 și eu dau drumul în 2025, nu știu, ca idee, da. Cam ăsta e videoclipul, dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, abonare, mare atenție unde folosiți aceste articole, ce vârstă aveți și așa mai departe, pot fi periculoase, ne vedem data viitoare, pa! Și Crăciun fericit, multă sănătate și toate cele bune, să ne auzim numai cu bine în anul ce vine, pa!